Mă numesc Maxim și vin din domeniul sportului, adică sunt personal trainer de fitness. Am cunoscut, am făcut training, am făcut un curs în Italia, cam un an în urmă și aș spune că mai mult că eram curios când am văzut publicitatea pe internet, cum se vede în Moldova, Caris. Și când am uitat și la curs, ne-am dat seama că aproape că nu știu nimic, adică cumva 80% chiar nu știam nimic. Mi-a fost interesant și am venit și m-am înscris la lecții și am continuat mai departe. Mi-a plăcut foarte mult, am învățat foarte multe lucruri noi, la fiecare lecție, foarte, foarte mult mi-a fost de ajutor. În comparație cu cum am făcut cursul online în Italia și aici, e foarte bine organizată lecția, toate lecțiile, ca întrebare, se oprește profesoarea, îți lămurește care și de ce ai nevoie, nu este că la sfârșitul lecții și în loc. Să oprești, da, asta îmi place foarte mult. Practic, te blochezi, sunt unii blocaje, dar mai mult, poate și din lene, poate și nu ai timp, dar așa ai venit aici, dar cel mai mult contează că este cine să te ajută. Nu ți-e clar, nu poți online, practic, îți apar niște întrebări pe moment, nu știi cum să n-ai răspuns la tine. Adică faci foarte mult, e o diferență foarte mare ca să fie aici să faci lecții sau nu mai. Eu aș recomanda la mai mulți, așa că cursul acesta că e foarte bun și organizat și adică văd ceva că poți să înveți de aici. Vinind din domeniul sportului, nu prea am tangenți cu calculele, cu grafic, dar am vrut, m-a interesat ca să am venit pasiv, să spunem așa. Vin pasiv ca să măresc venitul lunar, asta a fost interesul. Una e să auzi, dar alta să vii să vezi, dar pur și simplu sunt momente în viață când trebuie să acționez. Că este diferența asta când am să mă duc altă dată sau chiar dacă ești curios. Dacă nu acționez, eu aș da sfatul ca să acționați. Veniți mai să-ți primul pas și să vedeți diferența care. Cred că depinde de persoană, că de mult îți dispus ca să lucrezi, că poate cineva pare că așa, adică cum vine rezultatul numai de văzat un buton sau aș recomanda chiar și prietenilor mei până când vreau să termin lecții ca să am un bagaj de cunoștințe mai mare, pentru că sunt multe lucruri de învățat, cred.